în fiecare an, elevii claselor a 11-a ai Liceului Teoretic Alexandru Papiu Ilarian a organizat balul majoratului. Acesta a avut loc vineri, 18 mai, la un local din Deș, unde elevii au asistat la desfășurarea probelor pentru concursul de Miss și Mister. Probele au fost diverse, de la dans în pereche și până la proba de dicție. Pe parcursul concursului, juriul a deliberat și a ales la final perechea câștigătoare. Atmosfera a fost plăcută, muzica a fost de calitate, iar cei prezenți s-au simțit foarte bine. Mă aflu în această seară alături de fericiții câștigători ai balului majoratului Alexandru Papiu Ilarian. Dacă puteți să ne spuneți numele vostru și câteva lucruri despre voi. Mă numesc Dumitrescu Dana și sunt la Liceu Alexandru Papiu Ilarian, profil sportiv. Mă numesc Moldovan Anton, tot în clasa 12-a, tot la Liceul Alexandru Papiu Ilarian și mă aflu aici în fața dumneavoastră. Cum v-ați hotărât să participați la acest concurs? Am decis împreună cu colegii mei să venim să ne distrăm așa în grup și uite că am reușit. La fel și eu n-am ce spune, pentru că a fost o decizie colectivă să participăm mai mulți colegi și astfel am ajuns în acest caz. Cum vi s-au părut probele? Distractive. Și au fost grele? Nu, deloc. Chiar nu, n-au fost grele, mi-au plăcut, sincer, n-am de ce să spun că nu mi-au plăcut și sunt foarte bucuros. V-ați bucurat atunci când ați aflat că sunteți fericiți câștigători? Normal, da. Foarte, foarte. Bună seara, ați putea să ne spuneți câteva impresii legate de organizarea balului din acest an? Bună seara, mă numesc Alina Sabău, diriginta clasei 11-D, unul dintre organizatorii balului majoratului din acest an. Balul majoratului este în liceul nostru o tradiție de mulți ani și am dorit și anul acesta să fie o reușită. Din ceea ce se vede până acum, este o reușită și mă bucur că elevii claselor 11 organizatori s-au implicat foarte mult în realizarea acestui bal și consider că și-au îndeplinit tot ceea ce le-am cerut și că balul este o seară reușită pentru viitorii absolvenți al claselor a 12-a care au petrecut împreună cu noi ultimul lor bal. Cum vi s-au părut participanții concursului? Mie mi-a plăcut că au fost entuziaști, că au fost creativi, originali și că au înțeles cerințele noastre pe care le-am transmis înainte de bal, și anume să aibă o ținută de bal, să aibă o prestanță și să fie ei așa cum sunt ei acum. Ce rol ai avut în organizarea acestui bal? Bună ziua, mă numesc Georgiu Călin și sunt în clasa 11-D. În organizarea acestui bal, eu am fost prezentatorul. Ți-ai dorit de la început să fii prezentator și dacă da, care au fost reacțiile tale pe scenă? Bineînțeles, mi-am dorit de la început să fiu prezentatorul balului majoratului. Mie îmi place pe scenă, de aceea am vrut foarte mult și am insistat să prezint eu. M-am simțit foarte bine pe scenă, mi se pare că e lumea mea acolo. Am simțit foarte bine publicul, foarte aproape, foarte cald. Ai putea să ne spui câteva impresii despre concurenții care au participat? Sigur, concurenții au fost destul de buni, chiar peste așteptări, s-au descurcat foarte bine la probe, au trecut cu brio toate probele, a fost chiar ok. Aștepți și tu să fii în locul lor? Bineînțeles, e un moment în care te desparți de colegi, un moment important din viață, chiar dacă nu pare, inițial nu pare așa important, dar chiar este.